Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei. Riscul fraudării din partea guvernării a scrutinului prezidențial din toamna acestui an este vociferat tot mai des în ultimul timp, atât de societatea civilă, partidele de opoziție de centru-dreapta, dar și de europarlamentari, analiști politici locali și din străinătate. În același timp, criticile și îngrijorările la adresa guvernării rămân constante, indiferent de eforturile de a ni se prezenta o altă realitate. Astfel, șeful delegației UE la Chișinău își exprimă în continuare îngrijorările ce țin de lipsa de independență a justiției, iar șefa delegației femeii în Moldova accentuează necesitatea de a exclude ingerința justiției în reglementarea bancară. Asta în timp ce guvernarea invocă ritmul ascendent al reformelor în țară. Discutăm despre acest subiect cu Nicolae Chertoacă, directorul Institutului de Studii Strategice, și Valeriu Sacarneanu, jurnalist. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă propun, înainte de a proceda la subiectele pe care le-am menționat pentru această emisiune, să urmărim și declarațiile pe care le-au făcut membrii Partidului Platforma Demnitate și Adevăr despre riscul fraudării alegerilor prezidențiale. Formațiunea politică Platforma Demnitate și Adevăr a adus mai multe argumente în sprijinul ipotezei de fraudare a alegerilor. Listele electorale administrate de Comisia Electorală Centrală și care se bazează pe registrul de stat al alegătorilor sunt absolut ireale ca număr de alegători și conțin sute de mii de suflete moarte. De exemplu, la alegerile din 30 noiembrie 2014 au fost înregistrați 3.226.446 de cetățeni cu drept de vot. Mai mulți experți consideră că cifra reală a populației stabile din Republica Moldova este aproximativ de 2,5 milioane, respectiv, numărul real al alegătorilor este de circa 2 milioane. Până în prezent, nu au fost anunțate datele recensământului care a fost efectuat 2 ani în urmă. Evident, regimul face tot posibil ca să nu fie publicată cifra reală a populației rămasă în țară. Regimul oligarhic pregătește o fraudare masivă a alegerilor la etapa întocmirii listelor electorale și tipăririi buletinilor de vot. Se acționează în perfectă concordanță cu afirmația stalinistă conform căreia nu contează cine câștigă alegerile, este important cine numără voturile. Riscul fraudării acestor alegeri este foarte și foarte mare. Scopul alegerilor nu este altceva decât identificarea preferințelor populare. Nu facerea diferitor mișmașuri cu scopul obținerii fotoliului de președinte sau fotoliului de deputat cu orice preț. Nu! Alegerile nu este altceva, repet, decât identificarea voinței poporului. Haideți să nu uităm că pe larg se aplică metodele de intimidare a mișcării protestatare. Cea mai activă parte a populației, a poporului Republicii Moldova, pur și simplu este bajocorită de acest stat. De ce stat polițienesc? Eu pot adăuga cumpărarea masivă și șantajul primarilor din teritoriul care sunt din alte partide decât Partidul Democrat, intimidarea opoziției prin toate metodele, arestări, și noi înțelegem care este scopul acestor arestări, concentrarea resurselor financiare, administrative, mediatice în mâna unui om care nici nu are funcție. Se reflectă în mass media că dacă ieri plouat, asta a fost în baza deciziei majorității parlamentare, dar dacă a fătat vaca la un țăran, asta merită o plăhătniuc. Putem să spunem, aproape s-a instalat regimul autoritar. În aceste condiții, conducerea partidului Platforma DA îndeamnă societatea civilă, opoziția și partenerii de dezvoltare să exercite presiune pe autorități pentru ca să publice datele recensământului. A fost adresat și un alt mesaj. Facem apel către societatea civilă specializată, către toți cei care le pasă să constituie un consiliu civic al alegătorilor care să verifice toate listele și să asigure calitatea alegerilor. Ne adresăm și partenerilor de dezvoltare să susțină o astfel de inițiativă. Contactat pentru o reacție, președintele Comisiei Electorale Centrale a fost laconic, declarând doar că alegerile nu vor fi fraudate. În cadrul conferinței, membrii Partidului Platforma Demnitate și Adevăr au mai spus că vor insista ca nota de plată pentru jaful de $1 miliard din sistemul bancar să nu fie pus pe umerii cetățenilor, subliniind că modalitatea de rambursare a banilor aleasă de stat este una nereușită. Acest memorandum nu a fost publicat. Acest memorandum nu a fost discutat cu experții, cu societatea civilă. Voi ați fost furați odată. Încă o dată o să fiți. Încă o dată plătiți proștilor. Iată cam ceea ce s-a întâmplat. În acest context, Partidul Politic, Demnitate și Adevăr,
insistă să revenim la acest subiect și să nu permitem ca începând cu anul 2017 cetățenii Republicii Moldova să achite aceste sume. Am încercat să obținem un comentariu și de la guvern, însă purtătorul de cuvânt al premierului Pavel Filip nu a răspuns la telefon. Nici oligarhul Vladimir Plahotniuc, vizat în declarațiile conducerii partidului Platforma DA, nu a răspuns pentru a beneficia de dreptul la replică. Dincolo de societatea civilă, analiști, partidele de centru-dreapta, partidele de opoziție de centru-dreapta, mai există și câțiva analiști de politică externă din România, dar și din Statele Unite, care vorbesc foarte mult în ultimul timp despre Republica Moldova, fraudarea alegerilor prezidențiale, riscul fraudării. În opinia dumneavoastră, cât este de mare? Poate fi contracarat până la momentul când cetățenii ar trebui deja să facă alegerea? Fără îndoială, riscul este enorm. În realitate, trecând prin experiența destul de negativă sau neplăcută, dacă doriți, alegerilor parlamentare din 2014, noi ne-am ciocnit direct, nu numai cu fraudarea alegerilor, dar falsificarea obraznică a rezultatelor acestor alegeri. Chiar și liderii Partidului Platformă Demnitate și Adevăr au menționat în luări de atitudini că uite, sunt scrise cu creionașul cifrele fiecărui partid. Manipulările se încep cu mult înainte, de fapt, de alegeri. Sunt pregătite niște mecanisme la nivel de autorități locale. Nu zadar, Partidul Democrat acum a depune eforturi enorme pentru a prelua controlul asupra raionilor pierdute de Partidul Liberal Democrat. Și atunci se creează niște lanțuri, niște scheme. Țara asta e împlută cu scheme. De la pederi de fonduri publici, sustragere de bani, până la sustragere de voturi. Adică sistemul este atât de pudrit, atât de corupt și atât de oligarhizat, încât alegerile și alegerile șefului statului au importanță enormă pentru supraviețuirea acestui regim în fruntea cu oligarhul Plahotniuc. Simplu motiv că președintele, în conformitate cu legea supremă, aprobă, nu aprobă, înaintează, de fapt, candidatura la funcție de prim-ministru, adică șeful executivului, acolo sunt banii, acolo mișună, circulă fluxurile financiare, și doi, a doua figură extraordinar de importantă, care asigură securitatea acestui business criminal, care este candidatura, adică sau persoana înaintată la postul de procuror general. Eu nu mai iau în considerație alte, multe elemente. Va permite acest Plahotniuc, tot sistemul lui, partidul care este, de fapt, toată mașinăria lui, care începe cu partidul, se termină cu toate structurile din teritoriu, va permite ca alegerile să fie transparente, deschise, democratice? Desigur că nu. Categoric nu. Și primul mecanism care este păstrat este Comisia Electorală Centrală. Uitați, sau Parlamentul, nici de cum, nu numește în baza noilor principii. Chiar și pe timpul unui regim semi-autoritar, în frunte cu cel care a pus bazele acestui sistem oligarhic, Vladimir Voronin, o parte din funcție formal erau, deci, acordate sau, de fapt, erau în frunte acestei Comisii Electorale Centrale, erau la o dică un reprezentant al opoziției, care opoziție constructive, nu intrăm în detalii, dar cel puțin se facea chipurile că într-adevăr este o conlucrare cu opoziția parlamentară și extraparlamentară. Acum toate, cine sunt, care sunt instituțiile principale pe scurt? Desigur, cecul. Fără îndoială autovizual, adică cum sunt folosite resursele mediatice, electronice. Cecul, legea asta referitor la finanțarea alegerilor și a partidelor. Toate partidele, în conformitate cu principiul democratic, trebuie să fie puse în condiții absolut egale. Multe, multe alte lucruri. Când vedeți, vreo 10-15 instituții, la instituțiile puterii de stat centrale, până la cele administrația locală, într-un fel sau altul, sunt deja îngrenate în acest mecanism, de fapt, criminal, pentru a frauda alegerile și a falsifica rezultatele. Eu cred că frauda deja a pornit. Atunci când cu două săptămâni înainte de a alege președintele în Parlament și hotărârea Curții Constituționale a schimbat regulile de joc și a amânat alegerea președintelui pentru 30 octombrie, deja este o încălcare gravă. Și de ce? Putem să ne dăm seama foarte bine. Miliardul furat a erodat foarte mult din încrederea actorilor politici care vor să guverneze în continuare Republica Moldova și să o stăpânească definitiv, și le-au trebuit această perioadă de timp pentru un respiro, pentru a acumula forțe, pentru a face formalitățile necesare, toate formalitățile, că frauda să nu pară fraudă,
toate mișmașurile care se facă să aibă o acoperire cea mai bună, cea mai perfectă în viziunea lor, adică cum poate fi fraudate niște alegeri ca să aibă formalități necesare pentru a fi recunoscute. Prima experiență și prima testare a acestui sistem de fraudare a fost făcută cu bună știință la 30 noiembrie 2014, când pregătirile pentru fraudare s-au făcut eșalonat, cu includerea și a unor instituții ale statului, inclusiv Comisia Electorală Centrală, atunci când pe domeniul ei, pe sector, pe postata ei, a făcut ce a făcut pentru ca să scoată în evidență un partid care ulterior s-a văzut, care partid? Partidul Democrat. Și mai departe cu registru, cu acele sute de mii de alegători care au apărut nu știu de unde, atunci când tendința demografică în Republica Moldova este că populația este în scădere. Și aceste suflete moarte au trebuit să dea rezultate și au dat rezultate la 30 noiembrie 2014, având rezultatele care le-am avut. Unele forțe au fost eliminate, cele care au fost incomode pentru statul oligarhic, și aduse alte forțe care au dat dovadă că sunt fidele statului oligarhic și stăpânului acestui stat oligarhic. Mă refer aici la Partidul Liberal, care a arătat de fapt și ce rol are în toată această ecuație a statului capturat. Este... La nivel de prevenire a fraudelor la alegerile prezidențiale, lupta de prevenire sau mecanismele de prevenire deseori sunt insuficiente. Acum mă gândesc ce ar putea face, de exemplu, opoziția parlamentară pentru a preveni alegeri, pentru a preveni aceste fraude. Ar trebui, nu ar trebui, avem opoziție parlamentară care să vadă ce cu aceste liste, dacă ele sunt verificate, sunt aduse la zi. Nu am auzit din partea opoziției parlamentare, nici nu știu la cine să mă gândesc când vorbesc despre opoziția parlamentară, dar prezumăm că ea există într-o mică sau mai mare măsură. Știți că este o întrebare cheie, în realitate. De simplu motiv că s-au vehiculat deja în mass media noastră locală că s-ar putea să fie anumite înțelegeri a oligarhului, a acestei majorități parlamentare convenționale, dar înșghebate, care funcționează, care asigură o legalitate relativă a acestei puteri, și Partidul Socialiștilor. Nu m-aș aventura acum să intru în prea multe detalii, dar dacă Partidul Socialiștilor obiectiv este interesat, fiind opoziția de stânga, acum nu avem problema afilierea lui, orientarea geopolitică spre Moscova, dar obiectiv, un partid de opoziție vrea să-și promoveze liderul, candidatul la funcția supremă în stat. Anume, Partidul Socialiștilor trebuie să insiste în mod categoric asupra acestor moment, care sunt două elemente. Rezultatele de recensământului, care acum sunt prezentate de parcă o gafă a acestei instituții de stat, că deci acestui departament, direcție statistică. În realitate, eu cred că puterea nu este interesată să informeze societatea obiectiv despre rezultatele acestui recensământ. Și doi, lista electronică a alegătorilor din Republica Moldova, care trebuie, de fapt, cât de cât să reflecte starea reală în domeniul câte populații avem, câți cetățeni au dreptul de vot, ce se întâmplă cu, care sunt tendințele, câți alegători în realitate avem. Și nu numai la nivel național, dar și la nivel de fiecare localitate la tabă. Sunt elementele cheie. Aici se face marea, ceea ce domnul Zăhăreanu a menționat. Ai câteva sute de mii de alegători care de fapt nu mai există, suflete moarte dacă doriți, dar Domnul să fie vie acești oameni, care după aceasta se fabrică cu ajutorul registrului, toate informații acolo, iau toate informații obiective. Sunt făcute tot felul de buletine în care deja sunt șampelate. Și după aceasta dați indicații președintelor comisiilor electorale, eu vorbesc acum la nivel de principiu cum lucrează mașinăria aceasta diabolică, și dați un fel de norme. Uite, în localitatea aceasta, atâtea buletine să fie injectate, deja ștampilate, pentru partidul care, de fapt, deci are nevoie, stă cu creionașul și își vede deja rezultatele finale. Aici sunt aceste elemente cheie. Caruselul
asta de, deja. Autobusele cu alegători care circulă prin, s-au înscris acolo cu viza de reședință într-o singură localitate, într-un singur apartament medii. Asta ar însemna deja partea a doua. Asta sunt detalii tehnice. Fraudele sunt sistemice. Asta e un sistem la nivel de instituții de stat, crimă, la nivel de instituții de stat, care participă la toate chestiile astea. Acopi... Uitați-vă, de ce în 2014 și noi într-un comunicat atunci Partidul Forța Poporului am menționat. Nu s-a acceptat exit poll-urile. S-a blocat pentru prima dată. De simplu motiv că două, trei exit poll-uri organizate de niște instituții ale societății civile, de postul de televiziune a Jurnal TV, deja ar pune în vileag o discrepanță enormă, bătătoare la ochi, între rezultate și ceea ce au spus oamenii ieșind din secțiile de votare. Totul este pus la punct. Foarte bine gândit, cu un sigur loc. Fraudări, falsificări, manipulări pentru a rămâne cu orice preț la putere. Și atunci cineva spune, îmi spunea un, fost, un naiv fost membru a Comisiei Electorale Centrale. Dar nu se poate, domnul Chertoacă, eu am fost, totul a fost bine, totul a fost frumos, nu am votat. Indivizii aceștia idei n-au pe ce lume trăiesc. Ei nu știu cum lucrează mașinăria asta. Este un alt institut. Poate acest ciocan mai știe ceva, mai este la curent, dar și aici mă îndoiesc. Treaba lui să ștampeleze decizia finală a Constituției, adică a cecului, și asta e toată funcția care, de fapt, este încredințată. Există astăzi vreun partid care se află în Parlament, un partid parlamentar, care bine, va propune și un candidat, probabil, care ar fi interesat de aceste liste, de aducerea la zi a acestor liste, ca acestea să fie corecte, obiective? Deocamdată nu observăm Și dacă cine ar fi, dacă nu, ce ar câștiga din asta? Sunt complici, înseamnă? Sau... Păi nu observăm deocamdată. Avem formula cea care a dat rezultat la 20 ianuarie 2016, formula politică din Parlament care este constituită, da? Acolo este un grup mic de opozanți care survine din ceea ce mai rămas din Partidul Liberal Democrat, grupul Deliu, da? Care, ca să-i spunem mai precis, și restul nimeni nu mai este. Restul, toți sunt servanții Partidului Democrat și tendința către alegeri pentru următoarele cicluri electorale este ca în Republica Moldova să se facă alegeri fără a avea nevoie de electorat. Să se facă atât de bine toate lucrurile astea formale, ca să electoratul să sufere, să nu fie chiar invitate nici la alegeri. Poate să stea acasă, că lucrurile se fac. Având în vedere că există trei elemente principale care ajută la asemenea fraude, mă rog, ca să zic, enorme, cum se văd la noi. Este Comisia Electorală Centrală, care închide ochii. Este Procuratura Generală, care nu vede nimic ce se întâmplă în timpul campaniei electorale. Este CCA, care iarăși la fel închide ochii atunci când interesul cuiva nu este în joc. Și există autoritățile locale. Autoritățile locale, să nu mai zic de registru, care la etapa cuvenită își face jocul și îndeplinește rolul. Dar mai există și ONG-urile specializate. Sunt aceste organizații non-guvernamentale, asociații obștești, care face ONG-urile în timpul alegerilor de obicei își fac meseria și o fac bine, deși după alegeri am văzut că nu prea sunt luate în seamă rapoartele acestora. Dar mă întreb, ar putea veni societatea civilă cu niște studii? Mă refer la societatea civilă instituționalizată și de specialitate. Ar putea veni înaintea alegerilor cu un raport de riscuri, cu accente pe instituțiile care ar putea fi eventual bănuite, dacă vorbim despre riscuri. Să facă acest lucru. Unde există riscul și aceste rapoarte eventual să meargă și la instituțiile internaționale care vor delega persoane care vor monitoriza alegerile prezidențiale. Societatea civilă funcționează pe proiecte internaționale care, într-un fel, ne garantează onestitatea și rezultatelor și intențiilor acestor organizații și trebuie să le avem. Unele sunt care provin din anumite sectoare ale puterii, finanțate, și rolul lor este ca să
creeze o busculadă în înțelegerea rezultatelor și expertizelor pe care le face partea societății civile corectă și finanțată din exterior. Dar acum noi observăm, și pericolul este, fiindcă opinia publică la noi este controlată. 80-90% este controlată, având în vedere că și instituția publică Teleradio Moldova este controlată acum la sânge aproape. Și opinia acestor ONG-uri va rămâne în surdină aproape, că doar la unele posturi de televiziune, ca Jurnal TV și alte posturi de radio și televiziune care au mai rămas, dar puține, foarte puține au rămas. Așa că puterea, cei care pregătesc fraudarea, au în vedere toate aceste lucruri. Eu am observat chiar zilele astea trecerea unor comentatori în mod deschis de partea cealaltă, până acum fiind de partea lui Filat, acum fac servicii directe, mă rog, la televiziunile părții interesate ca să preia tot acest domeniu care era cumva controlat de Filat, acum să fie controlat de Plahotniuc. Și lucrul ăsta este foarte, foarte periculos, foarte, foarte serios. Fiindcă vin de la țară, știu ce se întâmplă acolo, populația prinde așa câte ceva din ceea ce emit posturile de radio, de televiziune, dar dacă există o avalanșă, ei sunt pur și simplu sunt înnecați în această informație falsă sau distorsionată sau care fac interesul doar părții interesate în fraudare. Acum, partidele de centru-dreapta, ce pot face ca să minimizeze acest risc de fraudare a alegerilor? Europarlamentarul Zigfrid Mureșan, care a fost zilele acestea la Chișinău într-o vizită de lucru, spunea de consolidarea forțelor de centru-dreapta și înaintarea unui candidat comun. Acum, să vedem, în opinia dumneavoastră, cine ar fi acest candidat comun, dacă există deja pași concreți în identificarea acestuia și eventual, dacă există niște criterii, să discutăm și despre acestea. Cred că sunt doleanțele partenerilor noștri de dezvoltare, partenerilor occidentali, în primul rând, desigur, Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă și frații noștri români care insistă pe această formulă, adică un candidat unic din partea opoziției de centru-dreapta. Trebuie să vedem cine face parte potențial din această opoziție, anume care se plasează, ce ar însemna acest centru-dreapta. Pentru moment este Partidul Liberal Democrat, Partidul PAS și Partidul Înfrunte cu Iurie Leancă. Deci, dacă vedeți, toate sunt părțile cândva componente a Partidului Liberal Democrat, care este în starea lui de dezintegrare acum și joacă un anumit rol politic, numai datorită unui grup de deputați sau unor activiști care mai apar în mass media noastră locale. În ce măsură? Am spus-o și cu alte ocazii. Din mai multe, sărăcii nu face o bogăție. Deci, desigur, alegătorii noștri sunt deja dezinformați, deja manipulați, s-a menționat deja. Deci ar trebui ca pe dreapta să existe un singur lider care ar întruchipa opoziția anti-oligarhică, nu atât pro-europeană. Și în acest studio s-a discutat această temă, fiindcă tot ce este pro-european este discreditat în această țară, odată pentru totdeauna, de aceste partide criminale oligarhice care au fost la putere, inclusiv și Plădemăl în frunte cu Vlad Filat. Acum această formațiune se distanțează. Acum are loc curățirea naturală a rândurilor. Acum tot șobolanii ăștia în teritoriu care a venit la un partid fiindcă guverna, acum ei se reorientează și vin acolo unde sunt bani și unde este puterea. Asta e și traseism politic, asta e realitatea noastră moldovenească, cu părere de rău. Deci noi trebuie să vedem care sunt forțele sănătoase, forțele patriotice, forțele cu adevărat care pledează pentru modernizare și modernizarea înseamnă integrarea europeană, dar nu ca slogan care, de fapt, i-a amețit pe concetățenii noștri pe parcursa din 2009 încoace și a fost discreditat în integral. Chiar și același Pirca Tapiola, care are curajul pentru un diplomat, și eu îl admir pe acest curaj, care în contradicțiile cu unele rigori diplomatice și cu reacția negativă și foarte bolnăvicioasă a puterii prin 2-3 de ăștia, deci blogheraj de ăștia de-a lor, a avut spune, nu puneți întrebarea de ce unde. La săptămâna trecută a fost un eveniment extraordinar referitor la summitul NATO de la Varșovia, deci la începutul lunii iulie. Un foarte bun eveniment, de altfel, cu care a trasat niște idei strategice. A spus, nu luptați pentru Moldova
spre est sau spre Moldova, spre est. Luptați pentru ca Moldova să meargă înainte. Și înainte înseamnă reforme, înseamnă condițiile care sunt foarte clar. Deci, referitor, o coalizare a forțelor care se vor, trebuie să se bazeze pe ideea și conceptul antioligarhic, pe necesitatea promovării reformelor, și aici este parteneriatul cu, deci partenerii noștri strategici, ideea este curățirea tuturor structurilor statului de tot ce a fost aceste indivizii care, burocrația coruptă, și întrebarea aceasta cheie, băi, voi veniți la putere, ce faceți? 1, 2, 3, facem asta, eliminăm oligarhii, facem ordine în țară și stabilitate, reintroducem principiile fundamentale ale statului de drept, reforma justiției, și facem ordine în sistemul bancar, fiindcă stabilizarea economică trebuie să treacă anume prin curățirea acestor structuri care, de fapt, devalizează Moldova de milioane de sute de milioane de lei. Adică, iarăși, revenim la întrebare, nu este pe cine, nu coborâm la nivel de persoane, nu la nivel de principii. Trebuie să fie o platformă politică, unică, comună, rațională, responsabilă, bazată pe interesele naționale ale statului Republica Moldova și cu viziuni strategice foarte clare pentru o perioadă cât de cât, deci, previzibilă. Dacă vă aduceți aminte, pe parcursul anului 2015, Platforma de Unitate și Adevăr, care a organizat mai multe proteste până în acest an inclusiv, a tot chemat partidele de centru-dreapta să se consolideze. Și aici era întrebarea mea, la ce etapă suntem acum? O singură paranteză. Este Partidul Platforma. Partidul Platforma care cheamă, și este mișcarea civică, care este o mișcare populară, o mișcare protestatară, care totuși s-a declarat apolitică din start. Ceea ce eu aș vrea aici, ca noi să delimitarea asta să fie cât de cât așa cu acuratețe să o facem. Ceea ce nu înseamnă că asta nu este interesul comun. Dar este aspectul politic, știți de ce? Pentru că același Plahotniuc a declarat, lasă ei să se transforme în partid. Și să vorbim că dânșu cu un partid. Adică vor fi folosite toate mijloace discreditare și distrugerea unei organizații politice. Nu e așa de ușor să distrugi o mișcare populară. E aproape imposibil dacă păstrezi spiritul acesta protestatar și elanul ăsta sufletesc care a adunat pe 10.000 de oameni în centrul Chișinău. Întreb și pe dumneavoastră, vă întreb, domnule Zaharneanu, la ce etapă suntem cu consolidarea partidelor de centru-dreapta și care sunt șansele, pornind de la nivelul de acum, ca în preajma alegerilor prezidențiale lupta să fie cu instrumente egale, nu cu denigrări și manipulări de tot felul. Este o tentativă de a unifica aceste forțe, dar, să vă spun, părerea mea este foarte timidă. Eu sunt total nemulțumit ca membru a Partidului Liberal Reformator și membru a biroului. Am avut câteva discuții și discuții foarte bune cu reprezentanții și a platformei și altor partide, dar în afara acestor discuții nu se ajunge la o activitate promptă de unificare și de... Noi înțelegem, cei care stau în fața noastră sunt extrem de puternici, au pârghii foarte, foarte, să spun, neortodoxe și mijloace neortodoxe de activitate și poate există și această tactică de a nu da pe față, poate, anumite alianțe, anumite ca să putem ieși bine structurați în luptă, da? Să ne afișăm atunci când ieșim în luptă. Dar eu zic că lupta trebuie deja. Noi, Partidul Liberal Reformator, încă din 2014 am anunțat care este pericolul principal, oligarhia ca principalul pericol și actorii acestui sistem oligarhic care va fura Republica Moldova. A furat-o în 2015 și 2014 și continuă acum în 2016. Eu zic că trebuie o mai bună organizare pe dreapta, cineva să-și asume acest rol. De ce această comunicare este timidă? Care sunt o parte din lipsa de experiență, altă parte din inerție prea mare. Eu aș vrea ca cineva să-și asume rolul, să-și dea seama de fapt ce înseamnă această luptă pentru președinția Republicii Moldova, că este ultima redută pe care ori o pierdem, ori o cucerim. Ori o cucerim pentru a face o breșă în acest stat oligarhic, această cetate a corupției.
Și mai departe să putem face, porni de la această breșă, pe exemplu României, că acolo tot de la președinție a pornit, având un sprijin politic, societatea a fost atenționată cel puțin și mediul ăsta judecătoresc și de urmărire a fost încurajat să lupte pentru independență și să dea dovadă că sunt oamenii acestui stat, reprezintă cetățenii. Și lucrurile au mers, așa și nouă. Noi trebuie să fim bine organizați și să dăm lupta decisivă. Mă tem că deja în rândurile dreptei există câteva partiduțe acolo care se umflă și pe anumite domenii, de pildă Unirea, o folosesc drept armă și mijloc pentru a ataca această unitate a dreptei în lupta contra oligarhiei. Fiindcă pericolul principal este oligarhia. Oligarhia nu va face nici unirea, nu va face nici integrarea europeană și nu va face nici dreptate în Republica Moldova. Toate vor fi anulate. Cum sunt acum, de fapt, cum se prezintă statul Republica Moldova acum pentru cetățenii lui, în primul rând. Misiunea viitorului președinte, dacă acesta va fi din partea opoziției de dreapta, opoziției de centru-dreapta, ar fi alegerile, declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Ce părere aveți despre acest lucru? Fără îndoială, doar alegerile parlamentare anticipate ne vor permite să evităm pericolele enorme care ne pasă, chiar plecând la ideea că încă vreo 3 ani această coaliție parlamentară și acest partid, de fapt, Partidul Democrat, care a creat această piramidă a puterii foarte rigidă, această piramidă are obiectiv tendința de a instaura un regim autoritar și noi vedem foarte multe deja manifestări aceste tendințe extraordinar de periculoase pentru Moldova. Deci, în acest sens, referindu-ne la rolul și posibilitățile unui președinte de stat, el are atribuțiile, el este garant al Constituției, asta îi oferă posibilități foarte enorme, să lupte pentru democrație, să se adreseze către populație, să sprijine toate forțele care sunt antinaționale, antidemocratice. Noi avem niște stipulări în legea supremă care oferă și dreptul nu numai moral, dar și să-și asume plenar responsabilitatea politică pentru situația din țară, să coordoneze cu partenerii noștri externi. Uitați-vă la acest capitol, într-adevăr există o confuzie totală. Revenind la partidele care pot să se creeze o coaliție pe centru-dreapta, inclusiv și Partidul Liberal Reformator, care este un partener de dialog, uitați-vă luarea de atitudine a Statelor Unite ale Americii, care este interpretată de putere și prezentată de parcă un sprijin a unui regim care asigură stabilitatea în țară, fiindcă există anumite decizii geopolitice sau o confruntare geopolitică. Și asta tot desigur, aceasta ar însemna, Uniunea Europeană un pic a făcut vreo 2 pași înapoi, ea nu se implică de simplu că a fost umilită de mizeria care s-a produs, în special cu furturile de fonduri publice, chiar și o parte din asistența financiară a Uniunii Europene a fost furată. Și desigur, istoria cu acest miliard, cu hoțiile din stat. Adică din momentul în care nu ai factorul extern care te consolidează, îți dă o anumită încredere că aici, într-adevăr, vei fi sprijinit, există mai multe partide care încă nu au acumulat experiența politică. Aceasta înseamnă vreo 2 campanii electorale, 3-5 ani. Deci, există, viziunile sunt mai mult sau mai puțin comune, dar nu sunt elemente care, într-adevăr, ar consolida aceste forțe din interior. Și atunci un președinte ales din întreg poporul, să dea Domnul, dar vă spun sincer, tot ce se întâmplă în această țară, de fapt, mă face să fiu foarte sceptic dacă nu se schimbă mecanismul despre care noi am vorbit acum la începutul acestei emisiuni, care fraudează și falsifică. Aceasta ar fi primul scop și obiectiv politic și tactic, chiar strategic, a tuturor acestor forțe de opoziție. Aici s-ar putea să fie și de stânga și de dreapta convenționale, ca să venim la alegeri cu sentimentul că am făcut maxim și acest sistem nu va frauda atât de cinic și atât de obraznic. Însă, vă spun sincer, am mari dubii la acest subiect. Președintele va avea posibilitatea? Da. Va merge până la capăt, depinde de calitățile, acum la modul contul, de profilul lui psihologic, de motivație, de dorință de a lupta, de a duce până la capăt, de a fi în fruntea mișcării populare, protestatare, dar nu un element al unei mașinării oligarhice pe care l-am avut împreună odată cu alegerea lui Timofte în calitate de președinte al acestei țări. Este o reacție corectă.
a societății și se orientează bine elita noastră politică atunci când spune că, da, trebuie sistemul ăsta schimbat și este o greșeală, mi se pare, că este concentrată doar împotriva unui singur personaj, Plahotniuc, pe când el, sistemul, este unul integru. Se folosesc și termeni de ăștia, fiindcă este o zidire deja care are efect asupra vieții noastre și acest sistem are servanții lui, unii foarte bine plasați în punctele cheie ale acestui stat. Președintele de parlament, șef de guvern, procuror general, ministru de interne și tot așa. Și vedeți că lucrurile acum lucrează. Sunt arestați manifestanții. Deja este un element de intimidare. Că, Doamne ferește, că se va întâmpla și cu ceilalți care vor îndrăzni să fie mai activi. Și tot așa mai departe. Acum, sloganul acestui sistem pentru viitoarele alegeri este preluat de la Uniunea Europeană, foarte frumos, cum și alte multe lucruri. Uniunea Europeană spunea more for more, adică mai multe reforme, mai mulți bani. Sistemul oligarhic de astăzi spune și el more for more, mai multă putere pentru mai mulți bani. Pentru că până la 2014 a fost mai mulți bani pentru mai multă putere. Au fost investiți bani și a fost luată o bună parte din putere. Acum, politica este investită pentru ca în următorii ani, după iar 30 octombrie, să fie perfectat acest sistem oligarhic și politica să le aducă bani și control a tot ce suflă pe teritoriul Republicii Moldova. Lozinca pro-europeană de a integrării europene este, cum zicea, cine spunea prima dată în Parlament, a spus că integrarea europeană și drapelele Uniunii Europene pe clădirile voastre este pur și simplu un alibi. Ștefan Fiule. Ștefan Fiule a spus lucrul ăsta, da. Și le-a spus-o în față. Și este un adevăr foarte și foarte mare pe care le-a spus-o. Și așa este. Pentru că integrarea europeană, europenii spun, nu este numărul de legi pe care voi, mă rog, fabricați în Parlament. Este ce face cetățeanul, cum se simte cetățeanul. Și cetățeanul arată că este nemulțumit de cum fac ăștia integrarea europeană, fiindcă ei gradul de credibilitate sau doza de credibilitate pe care eu arată în sondaje, minus 90% pentru un om politic, minus 80% pentru toată clasa politică, minus 60% pentru parlament și guvern și așa mai departe. Iată rezultatul, iată gradul de percepție a cetățeanului a acestui vector pro-european declarat, de fapt, nu declarat, dar compromis în mod metodic și în deplină conștiință de cauză, cum o fac ei. Este o trădare a Republicii Moldova, cetățenilor Republicii. Este o trădare. Pentru că este, după ce va fi dat jos acest sistem, eu cred că în Republica Moldova trebuie intentat un proces, partidele conștiente trebuie să facă acest lucru pentru o altă trădare care s-a făcut de la 2009 și până acum. Se poate lua și până mai jos, pentru că 7 aprilie 2009 rămâne și alte lucruri, furturile care s-au făcut din 2001 până în 2009 și așa mai departe. Dar un proces pentru o altă trădare a intereselor naționale ale Republicii Moldova și a interesului public trebuie intentat în Republica Moldova. Numai cât costă aeroportul furat, cât costă miliardul furat, pentru că totul are repercursiuni asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Ieșim în stradă și vedem, strada este plină de cerșetori. Dar acum, de bine de rău, vă las pe dumneavoastră să comentați, Vladimir Plahotniuc, la acest forum care a avut loc săptămâna aceasta și a asumat responsabilitatea și angajamentul pentru stabilitatea politică în Republica Moldova. Ce însemna aceasta? Aceasta însemna o manevră simplă, dar cu părere de rău destul de eficientă. Eu cred că este un mesaj pe care el l-a adus de la Washington. Întrevederea cu Victoria Nuland, cred că încă o dată i-a confirmat ideea că americanii au nevoie de o Moldovă stabilă pentru un moment, că americanii nu sunt interesați în alegeri anticipate, de simplu motiv că consideră, pe când de la anumite calcule, probabil de la unele sondaje de opinie publică pe care le facă Moldova cu regularitate, că în caz de aceste alegeri, populația masivă va vota pentru opoziție. Fiindcă votul protestatar rămâne în Moldova, vot principal, timp de 25 de ani. Oamenii nu știe
foarte rar votează pentru, ei votează întotdeauna contra, fiindcă sunt dezamăgiți și în momentul de față sunt foarte revoltați. Deci aceasta explică, plus, dacă doriți, interesele naționale ale căruia stat, inclusiv Statele Unite ale Americii, și îmi permit să afirm acest lucru după mai mulți ani când am activat și în capitala federală, sunt interese egoiste. Care este interesul egoist, deci național și strategic al Statelor Unite în această zonă, inclusiv Ucraina și Republica Moldova? Revenind la summitul, să fim atenți la summitul NATO de la Varșovia, este foarte interesant. Din ceea ce s-a discutat aici la Chișinău, vor fi noi elemente de strategie. Federația Rusă nu mai este percepută, nu că partener eventual, dar este percepută ca adversar. Un stat care a încălcat în cunoștință de cauză toate normele dreptului internațional. Un stat agresor. Un stat care a declanșat războiul, deci, contra unui, deci, Ucrainei vecine. Acest spațiu, și aici ar trebui să ieșim din limitele Moldovei, să avem o viziune cel puțin regională, nu insist să avem un pic mai globală, n-are rost. Aici se include doar imaginația și mai puțin cunoștințele. Noi, spațiul acesta este perceput, deci, în totalitatea sa, inclusiv și cu Transnistria. Deci aici este interesul de lungă durată a Statelor Unite ale Americii. Stabilitate relativă pentru moment și așa apare, de care este forța politică capabilă să asigură astfel de stabilitate? Păi cine este stăpânul acestei țări? N-ai încotro. Moldovenii sunt așa cum ei sunt. S-ar putea că au ratat multe ocazii să se auto-organizeze ca stat democratic pe parcurs a 25 de ani. Care este real politic? Care este individul? Care este gruparea? Cine controlează puterea? Cine controlează armata internă și așa mai departe? Păi Partidul Democrat și stăpânul acestei formațiuni. Nu justific. Eu explic așa cum văd, cum ne percep partenerii noștri occidentali, foarte pragmatic, la limita cinismului, dar este adevărul. Și atunci spune, băi, alegerile anticipate ce ne favorizează? Păi coloana a cincea, înregimentată, bine organizată, bine finanțată, care nu își ascunde deci, intențiile revanșarde, a readuce Moldova acolo un ocol pe care istoric ei consideră că noi îl merităm. Și atunci revenim. Vine acest plahotniuc care două cuvinte nu poate lega în realitate, citește un discurs absolut anapod așa iurea. Eu cred că cei ce au scris știu că el nu este prea exigent. El a citit ce au scris. El probabil consideră că sunt lucruri deștepte. Și a băgat chestia asta. Eu sunt unicul personajul principal care asigură stabilitatea politică, de atâta americanii văd în mine un aliat strategic. Punct. Dorim noi acest lucru. Nu-l dorim. Asta e realitatea. Trebuie să ai curajul să o accepti. Că dacă te aventurezi, inclusiv imaginația, te străfolești, ai ambiții și orgole, dar nu percepi realitatea în toată claritatea ei, atunci strategia este falsă. Și tot ce faci este fals. Și nu îți atingi atunci obiectivul, desigur că nu ești capabil să mobilizezi forțele și toate capacitățile personale și a instituției, organizației în fruntea căreia ești. Mă refer, desigur, la partidele de opoziție. Dar cine a creat această situație prin care și-a asumat responsabilitatea pe la Hotniuc? Pentru că aici mă gândesc ce ar putea face sau cât face societatea civilă pentru ca să arate că este o forță și care are un lider care să determine o altă retorică a partenerilor și occidentali și europeni. Pe scurt, noi avem nevoie de un lider puternic, un lider național, un lider care va consolida toate forțele antioligarhice, politice ale societății, în ansamblu, care a cetățenilor conștienți de toate pericolele. Îl avem noi pentru moment, partidele îl promovează. De fapt, eu am spus-o și cu alte ocazii. Un lider național este un product al unui proces natural. Dorește Domnul Dumnezeu să apară un astfel de lider carismatic prin care voința divină să se manifeste, să aibă grijă de această țară, să schimbe radical. Da, dacă nu, vor rămâne demonii la putere. Asta e toată realitatea. Da, sunt de acord cu interesul geopolitic al Statelor Unite, dar cred că Victoria Nuland a primit pe Plahotniuc ca să vadă coloritul local. Cum arată omuleanul ăla care ține, uite... S-a mântat la București, de mult, așa că el îți cunosc bine. Se menține un stat astea și nu se vede de sub masă, atât de mic și... Mă rog, sunt și interese de astea mai nostime la mijloc, dar adevărat, americanii vor stabilitate... Și nu, dar spun, măi, mergeți înainte, că asta, că înainte înseamnă să mergi să înaintezi totuși și lucrurile se mai limpezesc și pe plan geopolitic. Pentru că a merge înainte este să nu ai corupție, să nu ai oameni care controlează statul, să lucreze legea și așa și mai departe. Dar
Sarcina... Dar, bine, la nivel diplomatic există foarte multe interpretări la aceste declarații făcute de Victoria Nuland, dar avem și analiști de politică externă din Statele Unite care lasă diplomația la o parte. În Republica Moldova avem o guvernare haotică. Asta a spus-o săptămâna asta Robert Kaplan. De ce haotică? Da, am văzut să scrie Kaplan, dar nu este haotică. Este una foarte mult orientată către un stat așa mafiot, corupt, așa cum este. Accentele sunt puse în statul ăsta. Dar trebuie să luăm vălul de pe dânsul, fiindcă ei spun că sunt de orientare pro-europeană și asta este lucru. Dar dacă ne uităm în rezultate, acolo unde am mai citat că ele se văd în sondaje și în percepția oamenilor, este cu totul, ne arată că, de fapt, este cu totul altă guvernare. Este una și antinațională, și anti-europeană, și antidemocratică. Lucrul ăsta este vizibil. Dar interesul americanilor este să vadă totuși ce se întâmplă acolo, să-i cunoască pe toți, inclusiv micii dictatori. Că am văzut, politica americană a făcut școală dictatori, a stat la masa de negocieri pentru a plana niște lucruri. Ei nu se frig de politica care se face cotidian aici în Republica Moldova, pentru că nu simt, nu... Ne frigem noi cetățenii Republicii Moldova, partidele politice care apără niște interese, trebuie să facă asta așa foarte, foarte dur și cu interese și cu scopuri și cu mijloace și metode, trebuie să facă lucrul ăsta ca să-i facă pe cetățeni să înțeleagă cine este cine în Republica Moldova. Ori regimul care îl avem acum este unul, așa cum am spus, și antinațional, și anti-european, și antidemocratic. Acum, cum e mai bine să interpretăm sau cum ar trebui să înțelegem partidele de centru-dreapta, dacă eventual câștigă prezidențialele, misiunea lor este declanșarea alegerilor anticipate. Temerile partenerilor occidentali, dacă acestea sunt pe care le-ați spus dumneavoastră, sunt ca eventual sau în cazul unor alegeri parlamentare anticipate să nu vină coloana a cincea. Uitați-vă, revenind la întrebarea dumneavoastră și ce a menționat domnul Zaharneanu, într-adevăr, americanii întotdeauna au repetat și în Moldova, indiferent cine e la putere, noi vom lucra cu acest guvern. Și s-a referit în 2001 când au venit comuniștii, care stau o legie enormă. Mai puțin în Europa, dar foarte mult la Washington. Și atunci, știți care este momentul cel mai tragic? Și această vizită a lui Plahotniuc într-un format foarte bizar, foarte straniu și confuz, ba semi-oficial, ba semi-privat, pentru mine a înseamnă un singur lucru. Moldova nu este percepută ca un stat cu o perspectivă democratică. Noi suntem văzuți ca o posibilă dictatură în care un individ asigură stabilitatea și promovarea intereselor americanilor în această zonă, într-un moment foarte delicat și foarte complicat de confruntare cu Federația Rusă la nivel de extindere sau comprimare a zonei de influență a Moscovei. Toată povestea. Noi nu mai suntem percepuți ca un popor civilizat, capabil să ne auto-organizăm în baza unor principii, norme democratice, în care s-a instalat un dictator, un oligarh, un individul care a preluat controlul și noi tot efortul populației și mișcării protestatare a fost în zadar, că nu a avut finalitate. Iată asta, dacă vă uitați din perspectiva americană asupra evoluției, și nu ne îmbătăm cu apă rece și spunem noi un an de zile am cerut, ei n-au răspuns. Păi, haideți să nu fim naivi. Nu nimeni nu cedează puterea, mai ales un regim atât de rigid și, de fapt, care a săvârșit atâtea crime. Și atunci o să vă întreb, domnule Chirtoacă și domnule Zaharneanu, pe ce mizează Uniunea Europeană în acest trio de dialog Republica Moldova, Statele Unite și Uniunea Europeană? Nu, pentru că noi am văzut săptămâna trio. Trecută... Haideți să lăsăm un pic mai ușor, nu mai am este trio. Bun, nu mai este un trio, vorbeam pe această linie sau axă, că e până la urmă triunghi. Există diferențe dintre modul în care își argumentează poziția Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană? Sunt inițial diferite. Totul e cu mult mai simplu. Și iarăși trebuie într-adevăr să ai, în primul rând, să te poziționezi, să vezi din perspectiva, prin prisma așteptărilor Bruxellesului, experienței, lipse de politică, deci externă comună a Uniunii Europene și absolut lipsă de orice politică comună în domeniul securității naționale. Sunt mai mulți vectori. Noi eram percepuți în contextul parteneriatului este care n-a fost un parteneriat să consolideze deci, forțele armate și securitatea națională. Doi, europenii sunt mai snobi.
I-a spus, băi, dar să dăm mâna cu hoții ăștia, cu mafioții ăștia, noi mai bine ne dăm la o parte. Americanii au experiență și în Africa. Ei sunt, au viziuni globale. Ei au experiență și în Panama, care zic, da. Au mai multe perechi de mănuși cu care da, ei spun, băi, dictatorul ăsta... De animale, da. Bă, deci, politice, da, da. Exact. Dictatorul ăsta din Panama, care a organizat un fel de plahotniuc de-a lor, care a organizat traficul cu narcotice, care trecea prin... Spune, băi, i-au raportat lui Nixon, dacă nu mă înșel. Da, e bastard, este un nimernic. Dar e a nostru. Asta noi suntem în faza relațiilor cu America, îi caută nimernicilor ca să-i folosească contra nimernicilor rușilor. Și asta e toată povestea. Eu înțeleg că pare dur chestia asta. Dar asta e politica, niciodată nu s-a făcut în mănuș alb. Întotdeauna, într-adevăr, aveau mănușile lor pentru fiecare nimernic, care îl foloseau. Concluzia. Pahotiuc va fi folosit, dar asta nu înseamnă va fi iertat. Eu observ că Uniunea Europeană, pe de altă parte, este șocată. După ce s-a întâmplat în 2014 cu alegerile, cu furtul miliardului, în 2015, în mod special, cu toată perioada asta s-au schimbat 6 prim-ministri, s-a văzut toate mișmașurile care se fac și este șocată. Am văzut reacția lui Barroso, dăunăți, da? Că zice că mie îmi pare rău. Eu n-am crezut niciodată că politicienii vor face... să transforme o poveste de succes într-o mocirlă, așa cum a făcut, bazându-se doar pe propriul interes. Doar pe propriul interes. Iar poporul, fiind mutilat cu propaganda care se face direcționat, el rabdă și merge în continuare și acordă credit de încredere acestor forțe. Și, iată, le atacă pe cele care vor schimbare. Și sigur că aici speculații se fac, noi avem nevoie de stabilitate și pentru exact. Care nevoie de stabilitate? Pentru care stabilitate avem noi nevoie? Cea de cimitir? Oricea pentru care un tâlhar fură neîncetat din gospodăria noastră, dar fură zi și noapte. Și asta este stabilitate, să nu deranjați tâlharul, să-l lăsați să-și facă treaba, că altfel el poate să se supere și poate să plângă la procuratură că nu are stabilitate și este... limitat în drepturile lui de tâlhărești și așa mai departe. Asta este realitatea noastră. Suntem pe finalul de misiune, să facem și o ordine de concluzii. Poporului ce îi rămâne? Să aleagă? Sau aici ar trebui să vină societatea civilă, partidele de centru-dreapta, să îi argumenteze opțiunile de alegere? Dar fiind faptul că suntem în faza de concluzie, vor fi succint. Poporul trebuie să însușească lecția. Lecția care îi se dă pe parcursul ultimilor ani. Poporul trebuie să aibă grijă ca conștiința lui politică să fie un pic mai ridicată și aici politicul trebuie să se includă. Aici ar trebui, într-adevăr, oamenii așteaptă ca să vină oamenii, cei de la Chișinău în raioane, din sate, cei de la raioane în sate și localități, comune, sate, să le explice ce se întâmplă. Poporul trebuie să se deștepte și să, deci să ridice capul. Și atunci curajul îi va reveni, fiindcă asta, lipsă de curaj, lipsă de claritate în gândire, așteptarea că, uite, cineva în locul lui va face ordine în țară și incapacitatea de a vota cum scade, lăsându-se corupt de niște fleacuri, niște promisiuni goale sau niște sacoșe acolo cu macaroane. Iată, asta este problema care persistă în Moldova. Situația nu se schimbă radical, chiar și după furtul miliardului. Dar aceasta se referă la starea noastră de spirit, responsabilitatea noastră și capacitatea de mobilizare. Nu am răspuns la întrebarea ce l-a pus pe Plahotniuc ca să rostească la conic, să-și asume. Da? Mi-amintesc de o fabelă a lui La Fontaine, când un broscoi dintr-o baltă este invidios pe două lebede, că zboară și le-a rugat cumva poate să le arată ceva de ele de sus. Și l-au luat pe un bățișor, pe acest broscoi, și aflându-se la înălțime, n-a putut să nu se laude tuturor suratelor că, uite, eu la ce înălțime. Și a făcut odată oac, da? Și a scăpat acel bețișor din gură și s-a prăpădit. A fost o recunoaștere a lui Plahotniuc că el, de fapt, este țâțâna oligarhiei aici, în Republica Moldova. Eu vă mulțumesc foarte mult de discuții și pentru umorul de la final de emisiune. Eu, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora expertizei ne revedem luni la ora 19:50. Un weekend frumos aveți!